numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Solemnitatea de astăzi, Hristos, Regele Universului, este pentru voi, dragi seminariști din anul 3, o zi importantă, o zi în care Biserica vă va admite în rândul candidaților la Sfânta Preoție. Ziua în care veți îmbrăca pentru prima dată în mod oficial haina preoțească. O zi în care voi spuneți da lui Dumnezeu și răspunzând la chemarea Lui, aceea de a deveni slujitori ai altarului, slujitori ai Săi. Suntem împreună cu voi, profesori și preoții din seminar, însoțindu-vă cu rugăciunea noastră și cu dorința ca drumul pe care îl începeți și pe care v-ați angajat cu mai mult timp în urmă să ajungă la bun sfârșit. Mulțumim părintelui Egidiu Condac, vicarul general al diecezei noastre, pentru că a acceptat să celebreze această sfântă liturghie și să marcheze împreună cu noi acest moment important. Pentru a celebra, cum se cuvine, Sfintele Taine, să ne recunoaștem păcatele. Mărturisesc lui Dumnezeu, Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rogesc Sfânta Maria, Purea Picioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
cea mare. Să ne rugăm! Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ai voit să refaci totul în Fiul Tău prea iubit, Regele Universului, dă-ne, te rugăm, harul ca toată făptura eliberată din robie să slujească maestății Tale și să Te laude într-un glas fără încetare. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Ezechiel. Așa spune Domnul Dumnezeu: Iată, eu însumi voi căuta turma mea și o voi observa. Așa cum se îngrijește un păstor de turmă în ziua când este în mijlocul turmei sale împrăștiate, tot așa mă voi îngriji eu de turma mea și o voi salva din toate locurile unde a fost împrăștiată, în ziua înnorată și întunecată. Eu voi păstori turma mea și eu le voi face să se odihnească, oracolul Domnului Dumnezeu. Pe cea pierdută o voi căuta, pe cea rătăcită o voi aduce înapoi, pe cea rănită o voi bandaja, pe cea slăbită o voi întări, voi avea grijă de cea grasă și de cea puternică. Le voi păstori cu judecată. Cât despre voi, turma mea, așa spune Domnul Dumnezeu: Iată, voi face judecată între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Cuvântul Domnului. Mulțumim.
este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășunii verzi, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Călăuzește pe cărări drepte de dragul numelui Său, chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mânegăie. Pregătești masă pentru mine în fața supritorilor mei, îmi ungi capul cu unt de lemn și paharul meu e plin de sere varsă. Fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, Hristos a înviat din morți, fiind începutul învierii celor adormiți. Căci, de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine și învierea din morți. Și după cum toți mor în Adam, tot la fel în Hristos, toți vor fi raduși la viață. Dar fiecare la rândul lui, cel dintâi Hristos, după aceea cei care sunt ai lui Hristos la venirea lui, apoi va fi sfârșitul când el va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și putere. Căci el trebuie să domnească până când va pune toți dușmanii sub picioarele lui. Ultimul dușman care va fi nimicit este moartea. Iar când toate îi vor fi supuse, atunci și el, Fiul, se va supune celui care i-a supus lui toate, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Cuvântul Domnului. Thank you.
ce vine în numele Domnului. Binecuvântată este împărăția care vine a Părintelui nostru David. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp Iisus le-a spus ucenicilor săi, când va veni Fiul omului în gloria Lui, împreună cu toți îngerii, atunci se va așeza pe tronul Său de mărire. Și se vor aduna înaintea Lui toate națiunile, iar El îi va despărți pe unii de alții, așa cum păstorul desparte oile de capre. Va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga. Atunci regele va spune celor de la dreapta sa, veniți binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi de la crearea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost străin și m-ați primit, gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și m-ați vizitat, am fost în închisoare și ați venit la mine. Atunci îi vor răspunde cei drepți, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei? Când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut bolnav sau în închisoare și am venit la tine? Iar regele le va spune, adevăr vă spun, tot ce ați făcut unuia dintre frații mei cei mai mici, mie mi-ați făcut. Atunci va spune celor de la stânga, plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic pregătit pentru diavol și îngerii lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în închisoare și nu m-ați vizitat. Atunci ei vor răspunde, Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în închisoare și nu ți-am slujit? Iar el le va răspunde, adevăr vă spun, tot ce nu ați făcut unuia dintre aceștia cei mai mici, mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia în chinul veșnic, iar cei drepți în viața veșnică. Cuvântul Domnului. Cucernice părinte rector, cucernici părinți profesori, dragi seminariști, dragi surori, solemnitatea de astăzi, din duminica ultimă din acest an liturgic, ne reunește în jurul altarului ca să îi aducem laudă și preamărire lui Hristos, Regele Universului. Lecturile care au fost proclamate ne însoțesc cu o bogată hrană spirituală care să ne alimenteze sufletele noastre, credința noastră, această comoară pe care am primit-o și o purtăm ca în vase de lut, fragile, dar prețioase în mâinile Domnului. Încă de la început, rugăciunea zilei ne oferă un indiciu clar că Iisus Hristos este un alt fel de rege. Este Fiul prea iubit al Tatălui veșnic,
El îndeplinește voința Tatălui de a reface totul în El și prin El. Deja din Vechiul Testament cunoaștem figuri impresionante de regi, unși în numele Domnului pentru a conduce poporul ales, înzestrați cu virtuți deosebite. Renumiții regi Saul, David sau Solomon își încep misiunea cu mult zel și cu fidelitate față de Domnul și față de popor. Însă pe parcurs se dovedesc a fi supuși multor greșeli care îi fac să decadă din demnitatea și strălucirea pe care o aveau la început. Încet, încet are loc o decădere a însăși instituției regalității. Același lucru se poate constata și de-a lungul istoriei întregii omeniri. Multe națiuni și popoare au fost conduse de regi vrednici, dar și de regi pătimași, de regi fideli, dar și de regi infideli, de regi eliberatori, dar și de regi asupritori. Au apărut dinastii, imperii și la fel, rând pe rând, au căzut, s-au prăbușit. Iisus Hristos este un alt fel de rege, pentru că dinastia sa se desfășoară diferit, nu doar în timp, ci în veșnicie. Hristos, rege, are autoritate nu doar asupra unui teritoriu delimitat, dar asupra întregului univers. Domnia lui va fi de la mare la mare, de la râu până la marginile pământului. Lecturile din liturghia de astăzi ne prezintă două caracteristici ale lui Hristos ca un alt fel de rege. Hristos, rege păstor, și Hristos, rege al vieții. Hristos, rege păstor. O astfel de imagine este ilustrată de prima lectură de astăzi din cartea profetului Ezechiel. Regele păstor adună oile risipite, are grijă de oile sale, le conduce la pășune, le creează ambient de odihnă, caută oaia rătăcită, pansează oaia rănită, îngrijește pe cea bolnavă, o ocrotește pe cea sănătoasă și puternică. De-a lungul istoriei omenirii au existat regi, deși puțini, care au reușit să întruchipeze imaginea de adevărați păstori. Dar așteptarea oamenilor a rămas întotdeauna ca cei care îi conduc să fie persoanele de caracter, acele persoane pline de bunătate și de iubire. Spre exemplu, poetul grec Homer îi numea pe regi păstori ai poporului, iar regele babilonian Hammurabi avea ca distinctiv regal păstorul cel benefic. Primii regi care s-au identificat prin viața lor printre acei care au fost oameni apropiați de Dumnezeu, amintim pe Sfântul Rege anglosaxon Eduard, confesorul, Sfinții Ștefan I și Ladislau I, rege ai Ungariei, toți trei din secolul XI, și pe Sfântul Ludovic al IX-lea, regele Franței. Acești regi au înțeles că autoritatea lor nu vine din această lume, ci au o misiune de slujire primită de la Dumnezeu. Regele Ludovic al IX-lea al Franței din secolul XIII era denumit și cel Sfânt, singurul rege canonizat al Franței. Era creștin plin de zel, avea o iubire față de aproapele, oferea mese săracilor, iar el îi servea, a ridicat spitale și îngrijea pe bolnavi, oferea ajutoare celor flămânzi, goi, fără adăpost. Ducea o viață sacramentală ferventă pe care nu ezita să o indice și altora ori de câte ori avea ocazia. Pe lângă atâtea alte imagini de regi care au abdicat de la misiunea de păstori, întâlnind astfel de exemple de păstori fideli față de turmă, se naște și în inima noastră un sentiment de recunoștință față de Hristos, bunul păstor, de la care primim și noi toate bogățiile spirituale. Dobândim curaj în drumul nostru pământesc, în a urma pe El cu fidelitate, și atunci nu ne va lipsi nimic, după cum ne rugăm în psalm. Hristos este, în al doilea rând, rege al vieții. Iisus este Domnul vieții, al vieții oferite clipă cu clipă. Această convingere o exprimă Sfântul Apostol Paul
romanilor, Hristos cel înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio putere asupra lui. Mai mult chiar, el îi aduce la viața veșnică pe toți cei care au murit. Același apostol, adresându-se creștinilor din Corint, așa cum am auzit în a doua lectură de astăzi, le spune: după cum toți mor în Adam, tot la fel în Hristos toți vor fi readuși la viață. Hristos, regele vieții, face legătura între momentele din viața pământească și viața veșnică din cer. Această strânsă legătură este prezentată în Evanghelia pe care am ascultat-o. Fiul omului se așează pe tronul gloriei sale, popoarele vin la judecată, toată lumea știe, acum este momentul adevărului și fiecare se gândește ce să prezinte în fața judecătorului. Poate că unul sau altul are deja o scurtă pledoarie creștină, juridică, morală, dar apoi se dovedește a nu fi deloc potrivită. În această relatare din Evanghelie, de fapt, Iisus nu prezintă o înșiruire simplă de fapte bune și fapte rele, de tipuri de donații sau exemple de sacrificii, dar distinge mai degrabă o modalitate de împărțire a oamenilor în două grupuri, unul la dreapta și unul la stânga. Iar judecătorul lumii, fiul omului, se uită la fețele care se întreabă uimite: de ce am ajuns tocmai eu pe această parte și nu pe cealaltă? Am fi vrut să avem și noi un cuvânt de spus. Răspunsul judecătorului lumii este unul aparent banal: te-am întâlnit odată, eu fiind sub forma celor flămânzi, însetați, străini, goi, bolnavi și prizonieri. Așa te-am vizitat și în funcție de comportamentul tău, acum ți-am orânduit locul tău. Așadar, Iisus nu consultă liste de activități, dar privește chipuri pe care se reflectă fapte concrete. Cei care au fost primiți la dreapta în împărăție și au orânduit pur și simplu viața după chemarea inimii. Ei au realizat că a fi creștin înseamnă a trăi în dreptate, iubire și a avea un scop nobil, sfânt în viață, inspirat de Dumnezeu. Prin urmare, înțelegând că au o astfel de menire pe pământ, s-au preocupat și au reușit, printre altele, să hrănească și pe cei flămânzi, să-i viziteze și pe bolnavi, să-i primească și pe străini. Astfel am putea să ne reamintim că este mereu timpul potrivit să ne întrebăm: ce anume dă sens vieții mele? Sunt faptele mele impulsionate de credința pe care am primit-o de la Domnul? De fapt, după cum spunea fericitul Vladimir Ghica, sufletul, în cele mai întunecate perplexități ale sale, îl întreabă pe Dumnezeu în străfundul său: Doamne, ce vrei? Ce aștepți de la mine? Ce vrei să fac? Cum vrei să descoper ceea ce aștepți? Și unicul răspuns al Domnului este: te vreau pe tine. Suntem provocați să ne întrebăm astfel, deoarece observăm că judecătorul ceresc nu ne va examina doar în funcție de sensibilitatea noastră față de semenii noștri, dar în primul rând în funcție de iubirea noastră față de El, față de Hristos, Mântuitorul. Evident că nu pot separa dragostea mea pentru Iisus Hristos de iubirea și dăruirea pentru ceilalți oameni. Nu-i pot spune lui Iisus: vino, Doamne Iisuse, fii oaspetele meu, și în același timp să refuz o persoană înfometată, însetată, descurajată, săracă, izolată sau neputincioasă. Relația mea cu Iisus și comportamentul meu față de oameni merg împreună. Aceasta apare foarte clar în Evanghelie. Și câți oameni sfinți nu ne sunt exemple prin modul în care, simțind iubirea lui Hristos în viața lor, l-au slujit pe Domnul în cei săraci. În anul 1948, Sfânta Tereza a decis să-L slujească pe Hristos în mahalalele Calcutei, unde mai întâi a întâlnit o femeie aproape moartă pe stradă și unde a dorit în cele din urmă să slujească, să hrănească și să se îngrijească de multe alte mii de oameni sărmani.
și a rămas în localitatea aceea, ocupându-se de cei mai săraci dintre săraci. Un astfel de ecou a avut acest cuvânt al Evangheliei de astăzi în inima Sfintei Tereza și a atâtor oameni sfinți de-a lungul istoriei. Ba chiar sunt mulți și astăzi, care trec neobservați, făcând bine, pe stradă, în familii, în spitale, la serviciu, în școli, în seminarii, în parohii, oameni care ajută necondiționat pe ceilalți, pe necunoscuți, fără a aștepta nimic în schimb, însă primind în suflet o bucurie de neșters cu care vor pleca în veșnicie. Iisus, venind în lume, a semănat dreptate și pace și va veni la sfârșitul viacurilor să culeagă roadele de dreptate și pace semănate. Sămânța este mică, bob cu bob se seamănă, dar atenție, recolta e formată din aportul fiecărui bob. Dumnezeu cunoaște ce randament aduc semințele semănate în noi. Totul este cunoscut de Domnul, chiar și firele de păr din cap ne sunt numărate. Nu e o scrupulozitate, nu e o contabilizare sau control obsedant, dar e respect, grijă față de fiecare în parte, pentru că El ne-a chemat pe fiecare pe nume. Astăzi, când îl adorăm pe Hristos, Regele Universului, care este în inima noastră ecoul chemării, ce simțim noi? Cum ne adresează fiecăruia dintre noi această chemare? Aici aș dori să mă refer în mod special la cei 11 seminariști care astăzi fac un pas înainte în drumul chemării. Este ceea ce numim admisio, admiterea la ordinele sacre. Dragi seminariști, Domnul vă cheamă și vă pregătește pentru o slujire mai mare, mai intensă. E primul moment oficial în fața comunității în care vă exprimați dorința de a-L urma și a-L sluji pe Dumnezeu. Ați făcut acest lucru deseori în propria conștiință, în fața superiorilor la admiterea în seminar, în scrisoare de intenție pe care ați mânat-o episcopului. Dar acum începe pentru voi un timp în care să scoateți mai mult la iveală darul slujirii preoțești pe care Domnul vrea să vă facă părtași într-o zi nu foarte îndepărtată. E bine să vă provocați cu mai multă energie din acest moment al admiterii la ordinele sacre în tot ceea ce vă apropie mai mult de Domnul chemării. Să vă puneți cu mai mult zel în slujba lui Hristos, care, cum spunea Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, nu ne ia nimic, dar ne dă totul. Să vă străduiți să fiți mereu un dar pentru alții, mai ales pentru cei care au nevoie de un sprijin, o încurajare, un ajutor. Pentru a fi mai stabili în hotărârile voastre, să vă gândiți des la cei din familie, din parohie, din seminar, care v-au insuflat și v-au întărit credința. Să fiți preocupați permanent de formarea inimii voastre de viitori apostoli ai Domnului, care vă vorbește de la inimă la inimă. Să reflectați și să vă rugați des pentru creștinii pentru care deja sunteți un reper și pe care, cu ajutorul Domnului, îi veți păstori. Nu știm cum va arăta lumea mâine, dar un lucru știm clar. Hristos este siguranța și inspirația noastră. Tot ce facem unuia dintre cei mai mici, facem pentru Domnul, iar această convingere are ecou până în veșnicie, așa cum confirmă cuvântul Evangheliei de astăzi. Contemplând astăzi gloria și milostivirea lui Hristos, Regele Universului, să-i cerem cu încredere harul de a ne dispune în fiecare zi să facem pasul decisiv de la dorințele sfinte la fapte concrete de iubire. Acestea vor fi actul nostru de recunoaștere în împărăția sa veșnică. Amin.
Fraților prea iubiți, atenția noastră și a voastră se îndreaptă spre acești frați ai noștri care stau astăzi în fața comunității pentru a fi admiși printre cei care candidează pentru ordinele sacre. Hristos a spus, rugați-L pe Domnul Secerișului ca să trimită lucrători în secerișul Său. Cunoscând așadar grija pe care Domnul o are pentru turma Sa și văzând că biserica are trebuință, ei sunt pregătiți să răspundă la chemarea Domnului prin cuvintele profetului. Iată-mă, sunt de față, trimite-mă pe mine! Și cu încredere în Dumnezeu, speră să fie fideli în a urma chemarea. Glasul Domnului care îi cheamă trebuie observat și dedus din semnele prin care voința lui Dumnezeu se manifestă zilnic acelora care vor să o urmeze. Dumnezeu este acela care cheamă și ajută cu harul Său pe cei pe care i-a ales conform planului Său veșnic să ia parte la preoția ierarhică a lui Hristos. Nouă ne încredințează misiunea ca, judecând asupra vredniciei lor, să-i chemăm pe cei considerați demni și să-i consacrăm pentru slujirea lui Dumnezeu și a Bisericii, întărindu-i cu semnul deosebit al Duhului Sfânt. Prin primirea ordinelor sacre, ei vor avea misiunea să continue opera de mântuire pe care însuși Hristos a realizat-o pe pământ. În cele din urmă, asociați la munca noastră apostolică, la timpul potrivit vor sluji biserica și vor păstori prin cuvânt și sacramente comunitățile creștine la care vor fi trimiși. Frații noștri care sunt de față au început deja pregătirea lor pentru ca să poată fi chemați cândva de episcopul lor. Ei învață zi de zi să trăiască după învățătura Sfintei Evanghelii, progresează în credință, speranță și iubire, se străduiesc să-și însușească spiritul rugăciunii și cresc în zelul de a-i câștiga pe toți oamenii pentru Hristos. Înflăcărați de dragoste pentru Hristos și întăriți prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt, au ajuns acum la momentul când vor să manifeste public dorința lor de a se consacra slujirii lui Dumnezeu și oamenilor. Când vor fi chemați pe nume, se vor apropia și vor exprima hotărârea lor în fața Sfintei Biserici. Să se apropie cei care urmează să fie admiși printre candidații la ordinele sacre. Dragoș Celestin Burcă, din parohia Sfânta Fecioară Maria Regina Rozariului, Zăpodia. Paul Daniel Balint, din parohia Sfânta Fecioară Maria Regina Lunii Mai, Ghereiești Noi. Mihai Spas, din parohia Sfânta Fecioară Maria Regina Rozariului, Popeșle Ordeni. Ștefan Bogdan Onode, din parohia Sfânta Ana Lespez. Andrei Marcelin Bolog, din parohia Sfânta Fecioară Maria Îndurerată, Satul Nou. Laurențiu Diac, din parohia Preasfânta Inima lui Iisus, Nicolae Bălcescu. Laurențiu Daniel Timaru, din parohia Sfântul Ștefan Pustiana. Antonio Daniel Băcăuanu, din parohia Coborârea Duhului Sfânt a Judeni. Vincent Ostrovski, din parohia Sfântul Ioan Nepomuc, Suceava. Alin Florin Balint, din parohia Sfântul Mihail Arhanghelul, Săbăoan. Marius Petrișor Ghergel, din parohia Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, din filiala Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, parohia Adormirea Maicii Domnului Nisiporești, din satul Tupilați. Fraților prea iubiți, păstorii și profesorii care sunt rânduiți să vă instruiască și care afirmă că vă cunosc, au dat mărturie bună despre voi. Noi ne încredințăm pe deplin în mărturia lor. Voiți să corespundeți chemării voastre și să duceți la bun sfârșit pregătirea voastră, astfel încât să deveniți apți să slujiți în biserică prin hirotonirea pe care o veți primi la timpul cuvenit? Voiți să vă formați sufletește, astfel încât să-i puteți sluji cu credință Mântuitorului Iisus și trupului Său mistic, care este biserica?
Biserica primește cu bucurie hotărârea voastră, Dumnezeu să ducă la îndeplinire ceea ce a început în voi. Fraților prea iubiți, hainele pe care le avem în față trebuie să reprezinte consacrare specială în slujirea lui Dumnezeu și a Bisericii, a acestor frați ai noștri, care au făcut cererea de a fi admiși printre candidații la ordinele sacre și s-au angajat că se vor strădui să continue cu disponibilitate și zel procesul de formare pentru această slujire. Să-L rugăm pe Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea sa asupra acestor haine și asupra acelora care le vor purta. Și El, care este Sfânt și izvorul oricărei sfințenii, să-i facă sfinți și demn pe noi admiși între candidații la ordinele sacre de a celebra cândva misterele divine. Dumnezeule binecuvântat, care L-ai constituit pe Fiul Tău unul născut ca marele și veșnicul preot al Noului Testament și alegi pe unii dintre oameni ca să fie împărțitorii tainelor Tale, Te rugăm să faci ca aceste haine, care îi vor desemna pe cei care le vor purta drept consacrați pentru slujirea Ta și a Bisericii, să fie îmbrăcate cu respect și cinste și să le aducă binecuvântarea Ta prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Fraților prea iubiți, să-L rugăm cu umilință pe Domnul Dumnezeul nostru ca să binevoiască a revărsa binecuvântarea sa asupra acestor slujitori ai săi care doresc să se consacre în slujirea Sfintei Biserici. Pentru ca acești frați ai noștri să fie strâns uniți cu Hristos și să devină mărturisitorii Lui între oameni, Domnului să ne rugăm. Te rugăm, ca să aline suferințele oamenilor și să asculte întotdeauna glasul Duhului Sfânt. Te rugăm, ascultă-ne. Ca să devină slujitorii Bisericii, să întărească în credință, prin cuvânt și faptă, pe frații lor și să-i adune la masa Sfintei Euharistii. Te rugăm, ascultă-ne. Ascultă, Doamne, rugăciunile noastre și binecuvântează-i în îndurarea Ta pe acești fii care doresc să se consacre slujirii Tale și poporului Tău. Te rugăm ca ei să fie statornici în chemare și, iubindu-L cu dragoste vie pe Hristos, preotul veșnic, să poată primi cu vrednicie misiunea apostolică prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu pe ea, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. Pentru noi este conțubilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcere, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, uniți în rugăciune să-L preamărim și să-L invocăm pe Hristos, Regele Universului, Cel care este mai presus de toate și în care există toate câte sunt. Iisuse, care ești capul poporului Tău, fă ca biserica să fie în lume chipul împărăției Tale, împărăția îndreptății, a iubirii și a păcii, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, Rege veșnic, care a venit ca să dai mărturie despre adevăr, fă ca fiecare om să recunoască stăpânirea Ta, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, răscumpărătorul nostru, rânduit de Tatăl ca Rege al Cerului și al Pământului, dă-ne harul să colaborăm la biruința împărăției Tale, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, Principele Păcii, fă ca eforturile Bisericii pentru instaurarea păcii în lume să aflu necau prompt și efectiv în toți oamenii de bună voință, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, Bunule Păstor, care ți-a dat viața pentru turma Ta, rămâi mereu cu noi și nu ne va lipsi nimic, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, Marele Preot, care ne-ai chemat să Te urmăm pe calea Sfintei Preoții, Te rugăm să ne menții statonici în hotările făcute astăzi, ca într-o zi, prin Harul Tău, să ajungem preoți buni și sfinți, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, ajută comunitatea noastră seminarială
să trăiască mereu în iubire fraternă și să te aibă mereu pe tine în centrul ei. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, care pleca să ne pregătești un loc în ceruri, primește pe răposații noștri în lăcașul slavei tale. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Doamne, Părinte Ceresc, noi te recunoaștem cu bucurie drept stăpâna toate. Fă-ne, te rugăm, instrumente ale păcii tale, unde e ură să purtăm iubirea, unde e dezbinare să aducem unitatea, unde e deznădejde să purtăm speranța, pentru ca asupra tuturor oamenilor, fiii tăi, să strălucească lumina Fiului tău dumnezeiesc, căruia i-ai dat împărăția fără de sfârșit. Așa te rugăm, prin același Hristos, Domnul nostru. Amen.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Aducându-ți, Doamne, jertfa de împăcare a neamului omenesc, te rugăm cu umilință ca însuși Fiul Tău să le dăruiască tuturor popoarelor unitate și pace, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Domnul să fie cu voi. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, căci Tu L-ai consacrat pe Fiul Tău unul născut, cu îndelemnul bucuriei, ca preot veșnic și rege peste toate. Pentru ca El, dăruindu-se pe altarul crucii, drept victimă nepătată de împăcare, să ducă la îndeplinire tainele răscumpărării noastre, și luând în stăpânirea sa toate făpturile, să-i ofere maestății tale nemărginite, o împărăție veșnică și universală, împărăția adevărului și a vieții, împărăția sfințeniei și a harului, împărăția dreptății, a iubirii și a păcii. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând cu bucurie. Thank you.
ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru, Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste Biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot primul. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt,
toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Să ne oferim un semn de pace. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, Iisus, nu vezi să intri sub acoperământul meu, dar spune numai lucruri și se va tămâni sufletul meu. Trupul lui Hristos.
cine rămâne în mine aduce mult rod.
Să ne rugăm! După ce am primit hrana vieții neperitoare, te rugăm, Doamne, ca noi, care suntem mândri să ne supunem poruncilor lui Hristos, Regele Universului, să ne învrednicim a trăi fără de sfârșit alături de El, în împărăția cerească, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Cucernici părinți, dragi seminariști, dragi surori, vreau să transmit și din partea preasfințitului Iosif Păuleț un gând, un cuvânt de salut și de încurajare pentru cei 11 seminariști care astăzi au pășit un pas înainte, au făcut acest pas în fața altarului pentru a se apropia mai mult de ordinele sacre. Preasfințitul vă însoțește cu rugăciunea și vă transmite să mergeți pe acest drum cu fidelitate și cu mult curaj și prin munca intelectuală și prin rugăciune să puteți să simțiți mai mult că Dumnezeu este aproape de voi, Hristos, Păstorul cel Bun, vă însoțește și vrea să vă apropie tot mai mult de El pentru a deveni acei slujitori, așa cum El vă rânduiește. În același timp, pentru că suntem la Sfânta Liturghie și ne exprimăm această comuniune, vrem să îi amintim astăzi în rugăciune și pe colegii noștri, apostoli din misiunea Coasta de Fildeș, pentru că în această noapte au trecut printr-un moment puțin tensionat, fiind amenințați de o trupă de tineri înarmați, dar au reușit să scape, fiind ajutați de săteni, de credincioși și de jandarmi, dar vrem să-i încurajăm și cu rugăciunea noastră. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Sumo Pontificiet Universali Patri, Pax Vita et Salus Perpetua.
reverendissimo episcopo, et universo clero ac populo ei commisso, pax vita et salus perpetua. Veniat, regnum Christi veniat.